bat la ușă de jumătate de oră și dumneavoastră mă ignorați. Și liniștea este un răspuns. Și ce mai semnifică acest răspuns? Țin cont să menționez că orice răspuns la orice întrebare se taxează cu 10 lei. Bine, dar... Şşş, am o vedenie. Pune mâna dreaptă pe inimă ca să pot să văd mai bine. Toată viața ta lumea ți-a zis că ești urâtă. Nimeni nu te-a iubit și toată lumea vomita când auzea de tine. Asta ai reușit să vezi tu în palma mea? Ah, nu, dragă, asta am văzut pe fața ta. Iar acum, fii amabilă și pune 10 lei pe masă ca să-mi activez al treilea ochi. Nu sunt sigură că vreau să-l văd activat. Am zis să pui 10 lei pe masă sau îți blestem peruca. Gata, gata, ține aici 10 lei. Dar de unde știi că port perucă? Mi-au șoptit spiritele mele. Ești gata să pui întrebările care te frământă? Da, sunt gata. Spune-mi, te rog, de ce nu am noroc în viață? Ah, da, 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 văd! Ai fereastra norocului pătată de mult, ghinion! Pune bani pe masă și o să fac un ritual care să te salveze. Poftim încă 10 lei. Oh, nu! Spiritele mele devin neliniștite și foarte violente. Le-ai supărat. Dar ce-am făcut? Nu ai pus destui bani pe masă și acum ele vor să se răzbune prin sânge și carne, vor să te bântuie toată viața. Vai de mine, și cum pot salva această situație? 50 de euro. Ce? Pune 50 de euro pe masă și să sperăm că spiritele mele o să te ierte. Of, Doamne, așa mult? Bine. Să sperăm că o să funcționeze. Deci, m-au iertat? Da, ai scăpat de data asta. Slavă cerului! Apropo, cum mai e acolo fereastra mea pătată a norocului? O ștergeți acum spiritual? Alo, cum mai e cu norocul meu acolo? Că am dat 50 de euro pe el. A, da, 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 eram acum în proces de curățare a ferestrei tale. Mergeam în magazinul spiritual după detergent spiritual pentru a-ți curăța fereastra plină de ghinion. Fereastra o să fie curată mâine. Poți să vii atunci la o nouă consultație. Bine, bine, mai vin și mâine dacă chiar trebuie. Și nu uita banii acasă, fără bani. Puterile mele magice sunt ca mașina fără benzină, ca omul fără aer și ca peștii fără apă. Da, da, m-am prins. La revedere! La revedere! Fie ca spiritele bune să vă păzească. Doamne, credeam că nu mai pleacă și asta.